Cetgovăr a transmis către CISO de România o nouă ofertă pentru furnizarea aburului industrial. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, face în continuare demersuri pentru construirea unei centrale pe gaz, care ar duce la eliminarea mult discutatelor certificate de emisie CO2. Acest situația este una bine analizată și de Consiliul Județean, chiar dacă instituția noastră nu mai are rolul de conducere acolo, rolul fiind, după cum știți, al administratorului judiciar, care, administrator judiciar, de nici 24 de ore, a transmis o nouă ofertă de preț către USG CIEH. Acum, rămâne de văzut dacă cei de la USG vor accepta această ofertă de preț pentru abur și dacă vor mai reporni producția. Consiliul Județean păstrează, în limitele legii, evident, legătura aproape zilnic cu administratorul judiciar, cu tot ceea ce se întâmplă acolo, pentru că eu cred că această ofertă de preț pe care o face administratorul judiciar este una de luat în seamă. Dar asta e punctul meu de vedere, întrucât trebuie să privim în viitor. Și Consiliul Județean Vâlcea, prin intermediul meu, ca președinte al Consiliului Județean, am lansat invitația administratorului judiciar și celor care sunt pe platforma chimică să punem umărul și să facem acea centrală pe gaz. Și vă asigur că sunt foarte hotărât să reușească acest proiect. Tocmai de aceea facem demersuri în continuare, urmărind și, evident, tot ceea ce face administratorul judiciar, pentru ca aici să avem o centrală pe gaz, să nu mai plătim acele certificate de emisii CO2 pentru care nu suntem vinovați noi. Și România nu e vinovată, pentru că nu le-a impus cineva din statul român. Trebuie să le plătim pentru fiecare tonă de cărbune pe care o ardem. Alte țări și-au rezolvat problema. Noi n-am rezolvat-o. Că nu e doar CET în situația asta. În situația asta este și CEO și așa mai departe. Da? Vom vedea. Până atunci am pornit pe drumul noii centrale pe gaz și cred că și ăsta este un reper în viitoarea decizie pe care o vor lua cei de la USG CIEH. Rămâne de văzut dacă vor marșa și vor reda drumul la producție. Până atunci eu sunt mulțumit de faptul că administratorul judiciar a făcut o nouă ofertă de preț pentru abur către USG. Față de ultima ofertă transmisă în data de 6-3-2020 la prețul de 139 de lei pe gigacalorie, fără componenta CO2, Cetgovăr AESA a făcut următoarele demersuri în vederea diminuării costului de producție a aburului prin creșterea producției interne de lignit în carierele Berbești al 1, care a ajuns la circa 100 de mii de tone pe lună, renegocierea prețului gazului natural și încheierea unui nou contract cu un preț diminuat cu aproximativ 30% față de prețul din luna septembrie 2019, renegocierea contractelor de achiziție cărbune de la terți, cu posibilitatea achiziției de la aceștia a unei cantități semnificative, diminuarea cheltuielilor de natură salarială prin plecarea 300 de salariați față de luna septembrie 2019. În urma acestor demersuri, Cetgovăr poate să asigure întreg necesarul de abur solicitat la un preț competitiv sub nivelul ultimei oferte transmise. Această ofertă este valabilă doar în condițiile în care Cetgovăr AESA are încheiate contracte pentru furnizarea aburului industrial, atât cu CISO de România, cât și cu Chimcomplex SA, sucursala Râmnicu-Vâlcea.